Haideți să aleg câteva întrebări, nu știu dacă mai sunt pe telefon, eu din asta din hârtie. Care lucru poate distruge o căsnicie cel mai repede? Oricare. Din nou, v-am spus că noi nu avem. Aș putea să vă dau un răspuns așa general. Păcatul. Dacă mă întreb care păcat, nu știu care păcat cântărește în viața celui de lângă tine foarte mult. La unii s-ar putea să fie minciuna. La alții s-ar putea să fie disprețul. Îl disprețuiești pe celălalt și nu mai suportă să fie disprețuit, nu? Tot timpul să te dai tu mare să-l privești de sus, da? La altul poate să fie infidelitatea sexuală. Nu știi cum poartă celălalt mai ușor o anume greșeală. Din nou, la unele familii, ce e foarte greu pentru ei, pentru tine poate să fie mai ușor. La alții poate fi foarte ușor și spui, frate, eu nu suport chestia asta. Știi ce v-aș propune eu? Să aveți discuția asta înainte de căsătorie. Să-l întrebi pe celălalt, că atunci când toată lumea e îndrăgostită cu tare, eu îi mai întreb câteodată la consiliere, să zic, o întreb pe fată, tu spune-mi ce nu suporți, ce n-ai să suporți niciodată. Și întreb, i-ai spus-o și lui sau acum o de prima dată? S-ar putea cineva să spună, domnule, eu suport multe, nu suport să pună mâna pe mine să mă lovească odată. Când m-a lovit odată, ori îl scot prin perete, ori am plecat de regulă la tribunal, nu știu, are ea fixul ăsta în cap. Domnule, să nu odată să pui mâna pe mine. Dar cred că e bine de la început, știi? Să nu-ți arăți dragostea în felul ăsta, ți-o arăți altfel, da? Alții s-ar putea să spună, domnule, nu suport minciuna. Să nu-mi ascunzi vreodată ceva. Și copiilor pot să le spui, nu ca valori în casă. Orice prostie faceți, vă rog frumos să veniți să mi-o spuneți mie. Să n-aud de la alții, să nu mă mințiți, să nu-mi distrugeți încrederea. Deci, eu zic să nu vă gândiți la lucrurile care distrug neapărat, ci la lucrurile care unesc. Orice lucru rău poate distruge. Și diavolul va încerca să folosească orice lucru cât de mic pentru distrugerea familiei, că asta este scopul lui, da? O întrebare aici în limba rusă, dar cred că am înțeles-o. Care e diferența între sentimente, emoții și iubire? Știți diferența sau nu știți? Iubirea este o alegere. Sentimentele pot să vină, să treacă, emoțiile vin și trec. Iubirea este o alegere, iubirea se bazează pe ceva, iubirea rămâne, iubirea durează. Și da, e foarte bine să verifici asta. Tu ai niște emoții față de celălalt sau ai iubire față de celălalt? Dar nu uitați, iubirea este o alegere. Iubirea rămâne indiferent ce se întâmplă. Emoțiile vin și trec. Și dacă vreți testul îl aduce și timpul. De asta nu vă grăbiți în relație. Avem aici cum să treci, iarăși o întrebare foarte importantă, păcat că trebuie să punem, cum să treci peste rănile provocate după despărțirea din trecut și să mai ai încredere în cineva. Voi ați priceput cine a scris întrebarea asta? O fată sau un băiat care, la o anumită vârstă, au auzit povești din astea nemuritoare. Te iubesc, nu pot fără tine, Domnul mi-a vorbit, toate prostiile astea, astea pământului, poate au fost spuse și sincer la un moment dat, da? Și după asta o uita de tine, că o găsi pe alta sau pe altul, cu te iubesc, nu pot fără tine, Domnul mi-a vorbit, dar tu te-ai dăruit în relație. Și acum ălalalt sau aialaltă n-are nicio treabă, tu rămâi cu rănile tale și ălalalt e bine mersi în al șaptelea cer, fericit cu zgripțoraica numărul 2, știi? Bun, întrebarea mea pentru cei care vă permiteți astfel de lucruri, v-ați gândit vreodată ce vă așteaptă? V-ați gândit cam care e atitudinea lui Dumnezeu față de o astfel de persoană? Știți ce înseamnă asta? Să profiți de slăbiciunile celuilalt. Eu n-aș vrea să pic pe mâna lui Dumnezeu într-o astfel de situație. Gândiți-vă că în poporul lui Dumnezeu sunt oameni mai slabi. Așa a lăsat Dumnezeu. Sunt oameni mai slabi. Știți ce spunea la un moment dat Domnul Iisus? Că decât să profiți de unul mai slab și să-l faci să păcătuiască, mai bine ți iei
piatra de moară, ți-o legi de gâtul tău și te arunci în bălți. Dar bălțile să fie mari, să nu mai ieși de acolo. Noi nu suntem chemați să profităm de cei. Chiar la un moment dat se spunea și se spune acolo că sunt unii care umblă din casă în casă și profită de femeile mai ușuratice, știi? Și ăștia sunt profitori, știi? Ei, ce o să pățească ei în relația cu Dumnezeu, n-aș vrea să știu, dar mă tem că o să știu, da? Deci, din nefericire, există răni provocate de cineva. Acum, haideți să vă spun un lucru. În limba română, nu știu dacă și în altele, știi, există un fel de expresie. Dacă m-ai prostit prima dată, să-ți fie rușine. Dacă mă prostești a doua oară, să-mi fie rușine. Deci, teoretic, n-ar trebui să profiți de mine nici prima dată, ar trebui să am eu grijă de viața mea, de sufletul meu, de trupul meu, de banii mei, de toate, ar trebui să am eu grijă. Dar dacă odată cineva e o leacă mai șmecher și profită de mine, a doua oară deja nu mai e vina lui, sau doar vina lui, e vina mea că n-am învățat nimic din toate chestiile astea. Deci, pe de o parte, să ne rugăm lui Dumnezeu să nu provocăm niciodată răni. Și ce le spun eu? Eu am crescut în casă cu băieți, dar n-am știut eu multe despre fete, dar m-am prins foarte repede cum ar trebui să mă comport cu fetele. Mi-a venit următorul gând. Dacă vreodată mă voi căsători și Dumnezeu ne va da și fete, cum aș vrea să se comporte băieții cu fetele mele? Crezi că am găsit răspunsul? Foarte repede. Deci cum te porți tu cu fata mea? Am găsit răspunsul foarte repede. Am spus, nu, așa să te porți tu, Viorele, cu fetele altora, cum ai vrea să se poarte băieții cu fata ta? Foarte ușor găsești răspunsul. Din nou, ca fată, dacă Domnul te va binecuvânta să fii mamă, ți-ai dori fetele să se poarte într-un anume fel cu băiatul tău sau nu? Băiatul, mama, prințul, să profite aia de el, nu-i rușine obrazul, îi vine să-i scoți ochii, da? Gândește-te că și altele sunt mame. Că băiatul cu care vrei să discuți tu sau vrei să-l fraierești tu, sau, ăla-i băiatul cuiva, a unei mame, care a plâns pentru el, s-a rugat pentru el. Poartă-te cu el, odată în așa fel să poți ține ochii frumos deschiși în fața lui Hristos, dar și în fața altora. Și dacă ar veni cineva să spună, băiatul meu o discuta cu tine și-i prăpădit, spui, nu, soră, prăpădit o fost dinainte de a-l cunoaște, dar eu n-am știut, nu știu cine l-a făcut, eu am încercat să-l aduc pe calea cea dreaptă și n-am putut și de asta l-am lăsat, nu cu mine o deveni prăpădit. El a fost prăpădit înainte, caută în alte părți, da? Ei, ne place sau nu, există răni. Cum să treci peste ele? Total, poate niciodată. Îți asumi greșeala ta, că e vorba de neveghere, că e vorba de altceva, că nu te-ai rugat suficient, că n-ai ascultat, că n-ai întrebat, îți asumi greșeala, mulțumești lui Dumnezeu pentru iertare, accepți lucrul acesta și viața merge înainte. Acum nu poți să trăiești. Știți, diavolul își bate joc de prezentul nostru, de trecutul nostru și de viitorul nostru. Asta vrea el să facă. Și ce face? Îți bate joc de prezentul tău. Prezentul e foarte scurt. Într-o secundă prezentul e trecut. După ce își bate joc de prezentul tău, ca să îți mănânce următoarele minute, știți ce face? Îți aduce aminte mereu de trecut. Și tu nu te mai poți bucura astăzi de nimic, că tot te gândești ce-a fost în urmă cu 3 ani. Nu, ce-a fost în urmă cu 3 ani, îl lași acolo, te-ai pocăit, ai mulțumit lui Dumnezeu, ceri vindecarea lui, o să rămână în istorie. Dar nu trăiești tot timpul acolo. Și de câte ori diavolul să-ți aducă aminte de trecut, adu-i și tu aminte, spui, da, știu trecutul, știu și că m-am pocăit, știu că Dumnezeu m-a iertat, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru iertare și mă duc înainte cu încredere în El. Adică dacă am greșit odată, acum nu stau fiecare zi să mi-o consum că am greșit odată. Deci există, iar încredere, încrederea e în bunul Dumnezeu de fiecare dată.
El e singurul care nu te dezamăgește. Oamenii te dezamăgește dacă nu-și propun. Și dacă Dumnezeu te conduce înspre cineva, în primul rând ai încredere în Dumnezeu care te-a condus și apoi în persoana respectivă. Dar n-ai cum să-ți pui încredere într-o persoană cum îți pui încrederea în Dumnezeu. Cum să menții o relație de căsătorie? Gata, ne căsătorim, întrebarea... Păi, asta e chiar bună întrebare, cum o menții? Spuneți-mi, din cât cunoașteți voi Scriptura, există porunci pentru întemeierea familiei? Spune Dumnezeu cum să întemeie o familie, spune? Păi nu le-am zis până acum, să fii persoană născut din nou, să fii curat, să fii iertat, să fii călăuzit și toate astea. Dumnezeu ne spune cum să întemeiem o familie. Are porunci foarte clare cum întemeiem o familie. O altă întrebare, în Biblie găsim porunci cum să distrugem o familie? Deci am înțeles că în Biblie sunt porunci pentru căsătorie. Care sunt poruncele pentru divorț? A, să nu. Atâta tot. Deci nu-ți dă indicații cum să divorțezi, cu plusuri, cu minusuri. Deci Dumnezeu nu are porunci pentru distrugerea familiei. Dumnezeu are porunci pentru întemeierea familiei, dar nu are porunci pentru distrugerea familiei, da? În cel mai fericit caz am putea discuta despre ce permite Dumnezeu în anumite situații, dar nu ce poruncește. Și atunci întrebarea mea, toate poruncile lui Dumnezeu, în afară de poruncile pentru întemeiere, pentru ce ar fi? Pentru întreținere. Am început în voia lui Dumnezeu și acum tot ce spune Biblia, cum să iubești, cum să rabzi, cum să ierți, cum să te maturizezi, cum să nu faci aia, cum să faci astea, toate astea au de-a face cu întreținerea vieții de familie. Vreo 85 de ani. Nu-i mult. 85 de ani, da? Dar eu vă întreb un lucru, rochițele nu trebuie întreținute? Ca să arate bine, nu trebuie? Da? Și papucii. Unii băieți nu știu de ce voi fetele tot timpul aveți papuci albi. Că ei și-au cumpărat papuci albi și știți că nu au fost albi, când i-au scos din cutie. Și după ce i-au încălțat prima dată, au devenit gri. Și apoi o leacă mai negri și ei tot se miră ce minune dumnezească e ca lor să negre și a lor să albi. Ia, puteți să le spuneți. Cum? A, voi vă cumpărați noi de fiecare dată? Mamă, prin zona din asta? Are cașcaval, serios, dacă e tătă ziua și cumpără papuci, da? Eu nu știu, am înțeles la unele că ele au grijă, în primul rând, să nu intre prin noroi, au grijă să nu se frece de cauciucul ăla care nu se ia, și am înțeles, nu știu, câteva, că unele chiar mai... De fiecare dată când ajunge acasă, ta-ta-ta, da? Ați auzit ce minune, băieți? Deci că ele întrețin, știi? Mai dau cu o leacă din aia, cu cremă, mai dau cu ruj, nu, adică am greșit, nu cu ruj, da. Deci ele își întrețin papuci, ele își întrețin poșeta, sper să învețe să-și întrețină și bărbatul, cu aceeași cremă, cu cremă de papuci, da, cremă de ghete, dacă arată papuci așa de bine, de ce să nu te facă cu cremă de ghete și pe tine? E, interesant că toți știm, o mașină ca să arate bine trebuie întreținută. O grădină ca să arate bine trebuie întreținută. O livadă ca să arate bine trebuie întreținută. O casă ca să arate bine trebuie. O fată ca să arate bine trebuie să se întrețină. Ce ar trebui voi, spre exemplu, să fiți curioși, cam cât costă întreținerea unei neveste? Nu știe, e răspuns corect, că nimeni nu-ți poate spune, știi ce ți-ar spune? O să depinde, o să ca la mașini, depinde ce marcă ți iei. Că una e să întreții o Lada, schimb cauciucurile la Lada, e mai ok,
schimb toba de eșapament la lada, e mai ok. Ai văzut că și când te duci la spălătorie, una e să-ți spele lada și una să-ți spele... Aha. Na. Voi toți vreți să vă luați fete din ce marcă? Ia ziceți. Cum? Tesla, mai nou, Tesla, da? Și vrei să o întreții ca pe trabant românesc. Bă, Tesla are altă întreținere. Costă, frate, schimb un cauciuc la Tesla. Te-ai dus pe... Da? E mai economă, da? Așa zici tu. Ai curent, să o încarci. Să ești tot cu solearcă. Vezi că Tesla nu mere pe solearcă. Deci dacă tu crezi că ți-ai o Tesla și are bunică, tu zici, frate, are bunicul un butoi de solearcă, mi-au Tesla și 3 luni de zile conduc gratuit. Pe bunicul bănuiesc, nu Tesla, da? Deci e foarte important, rănile din trecut le lăsăm acolo, mergem așa. După asta, ca să menținem, întreținem. E adevărat că uneori, dacă nu suntem suficienți de atenți la întreținere, trebuie să reparăm. Dacă faci o întreținere constantă, e mai ușor. Aveam o soră în biserică, îi plăcea să fie așa atentă, curat, și venea o vecină la ea și de câte ori, zic că tu ți-ai cumpărat aragaz nou? Știi că soara asta cum termina cu gătitul pe aragaz, pac, 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 iar era ca nou, știi? Aia la altă vecină nu contează ce iese, ce curge, știi? Și tu iară ți-ai schimbat aragazul, știi? Păi nu, eu îmi întrețin aragazul, da. Imediat ce văd ceva, nu, sunt care își întrețin bărbatul, sunt care își întrețin nevasta, sunt care au grijă de viața de familie, unii nu întrețin, eu sunt o dată pe lună, fac curat, știi? Bun, dar o dată pe lună poate trebuie să lucrez cât? De 7 ori mai mult sau de 2 ori mai mult, da, și nici nu mai știi dacă... Deci, din nou, uitați-vă în Scriptură, important e să întreținem, dacă undeva am greșit, trebuie să reparăm și ne place sau nu, uneori trebuie să rezidim. Deci, dacă n-am avut grijă, poate ajunge familia o ruină. Și atunci nu mai ai ce întreține. Ce să întreții? Buruienele și dărâmăturile acolo? Trebuie să rezidești. Dar când e vorba de rezidire în familie, rezidești pe aceeași temelie, pe Hristos, rezidești după același plan, rezidești cu ajutorul lui Dumnezeu și tot cu aia, nu cu alta. Sau cu... Deci rezidirea nu înseamnă că schimbăm. Sunt ruinele noastre care le punem acum pe picioare. Să dea Domnul să nu fie niciodată nevoie de rezidire. Eu m-aș bucura să nu fie nevoie nici de reparare. Dar cred că va fi nevoie. Pentru că știți ce spune Iacov? Toți greșim în multe feluri. Și când greșim, trebuie să reparăm. Da? Și cine greșește, trebuie să-și ceară iertare. Deci nu uitați, tot ce ne spune Biblia este pentru întreținere, ca să zidim pe temelia respectivă. Da? Ce faci când ai greșit cu ceva față de partenerul tău? Bănuiesc că e căsătorie, da? Fie că știe el sau ea sau nu, și chiar dacă ți-ai mărturisit greșeala și ți-ai cerut iertare, oricum te simți vinovat, de parcă trebuie să te ierți tu pe tine însuți. Dacă ăsta ar fi răspunsul, cum o faci, cum te ierți tu pe tine? Ați văzut ce înseamnă consecințe? Ți-ai cerut iertare, dar nu ai liniște, nu ai pace, că tot vine diavolul și ți-aduce aminte. Uneori tot vine cu asta. Bă, dar cum ai putut tu să faci chestia asta? Cum ai putut tu să fii în starea asta? Acum, cu iertatul, să te ierți tu pe tine. În primul rând, să fii sigur că te-a iertat Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să ne ierte, în primul rând, că am greșit față de El. Apoi, fă tot ce poți ca să primești și iertarea celuilalt. Și după ce ai primit iertarea lui Dumnezeu și iertarea celuilalt, mulțumește, bucură-te și încearcă să nu mai repeți niciodată să treci pe acolo. Ei, ideea asta cu nu pot să mă iert, totuși trebuie depășită, că nu tu ești primul factor care trebuie să te ierți. Mulțumește lui Dumnezeu că te-a iertat El, din nou mulțumește lui Dumnezeu că te-a iertat celălalt
Nu vei uita niciodată. Și e bine, că dacă am uitat-o, poate am repetat cu greșeală. Dar nici nu te lăsați zdrobit atât de mult de satana, eu nu pot să mă iert și aici mi se îngroapă viața. Până la urmă e o chestie de accept. Da, domnule, oricât de mândru am fost și am crezut, trebuie să recunosc că mi s-a întâmplat mie, învăț din asta și mă rog lui Dumnezeu să nu se mai repete. Dar nu lăsa pe diavolul să te lase cumva că tu, dacă nu te ierți tu, păi nu mai contează iertarea lui Dumnezeu și așa. Nu, e foarte importantă iertarea lui Dumnezeu, iar tu de uitat nu le vei uita pe toate, dar e important să înveți din ele. Bun, mai avem ceva pe telefon sau eu cred că le-am cam terminat pe aici? Sau ați avut vreo întrebare la care nu s-a răspuns? Așa, să vedem ce e pe acolo. Adică sunt foarte multe. Cum? De unde să încep? A, de aici sunt toate? Care vă trage cu ochiul? Păi nu, la câți ani e mai bine să te căsătorești, cred că am răspuns. Nu am întrebări, dar mă bucur să fiu aici. Mulțumesc frumos, da, așa. Asta cu Ianis Naioparuschi, scuză-mă, dar nu înțeleg, nu. E bine să ai relații sexuale înainte de căsătorie dacă o știi precis că te căsătorești cu acea persoană. Hă? Păi nu știu, ăștia îți dau mașina, tu spui, domne, o cumpăr sigur, dă-mi o să mă duc până la Cernăuți. Ce zice dealerul? Plătești tu și... Da, 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 dar zice, eu o iau sigur. Pune bani și sigur, da. Deci de unde știi tu că o să te căsătorești sigur? De unde știi? Păi dacă mor mâine, îți mai fac ăștia cununia? A, nu, la morți nu, da? Dar care e întrebarea mea? De ce trebuie să te culci cu el sau cu ea? De ce nu poți aștepta? Nu, fă nunta mai repede, nu am nicio problemă, faci nunta. Că ascultați, hai să vă spun și altceva. Nunta nu trebuie să fie ce aveți voi în cap. Deci, din punct de vedere Bibliei, nu trebuie să ai 300 de invitați, 7 domnișoare, nu știu ce, muzică. Din punctul meu de vedere, dacă vorbim de o nuntă creștină, să fii tu cu el, părinții, păstorul și bunul Dumnezeu. Amin? E musai să fie aici? E frumos să fie aici, doar că nu la un tineret, doar așa putem face o nuntă, nu? Sau așa. Până la urmă, domnule, nu putem, dar acum nouă ne plac lucrurile și normal să fie aici. Dar gândiți-vă prin țările, unde sunt prigonite sau ceva, păi credeți că așa sunt nunțele. Ferească Domnul prin ceva beci, pe unde o fie așa. Dar și în urmă, cu câtva timp, nu știu bunicii voștri, dar bunicii voștri, dacă i-ați întrebat cum s-au căsătorit, nu știu, știți unii cam mai demult cum erau nunțele. Veneau, și acum mai sunt, dar nu chiar așa, venea mirele și mireasa la biserică, dar nu îmbrăcați mire și mireasă. De unde să aibă? Așa, cu ceva haine. Sora stătea la surori, fratele stătea la frați, să ținea slujba tot cu ce trebuie și la final, dacă avea un diacon mai șmecherat, să zic în biserică, nu, zice, plecăm acasă sau avem ceva anunț. Și unul, păi avem doi care vor să se cunune. Da, cine? Ion cu Ionela. Bă, sunteți aici, da, treceți aici. Eu pus pe genunchi, s-o rugat, o plecat acasă, fiecare și-o mânca mămăliga lui și o număra banii. O scăpa de număra banii. Deci, nouă ne plac lucrurile astea, dar nu înseamnă neapărat că totdeauna trebuie să fie așa. N-ai bani. E soarte fără bani, dacă asta este. E pandemie, nu pot veni 300. Tu cu doi, opt. Deci, întrebarea mea, de ce să-ți consumi actul sexual înainte de nuntă? Asta nu înțeleg întrebarea. Că te grăbești? Păi dacă te grăbești, grăbește-te la alea bune. Nu numai la asta, da? Deci în niciun caz nu e vorba de... Bun, eu nu trebuie să vă spun eu vouă că știți, noi trebuie să ne păstrăm curați și cu mintea, și cu trupul. Nu numai așa că, știți, prostii putem face noi multe. Mă scuzați, astea în limba rusă o să îi le dau lui Costel să le citească. Cum îți dai seama că tu chiar iubești? Cum îți dai seama că iubești pe cineva? Băi, dacă nu-ți dai seama, întreabă-l pe celălalt. Eu, în timpul liceului,
Atât a încercat o fată să mă convingă că eu o iubesc pe ea, dar nu-mi dau seama. Eu am apreciat-o, m-am gândit, mă, prost, mă, crezi, dar totuși, atâta de prost să fiu, să fiu, mie să-mi placă de ea și să nu-mi dau seama. Tot prost trebuie să fie, să iubești și să nu-ți dai seama. Eu nu cred că ai cum să iubești și să nu-ți dai seama. Ce zici? Poți să iubești pe cineva și să nu-ți dai seama? N-ai cum, lasă-ți. Așa, îmi place de Beni. Care va Beni și Benica îi place de Beni. Și noi ce să facem? Cum pot să înțeleg că fata care îmi place este pregătită pentru o relație? Pentru relație e pregătită, poate nu cu tine. Da. Ea poate e pregătită pentru relație cu mâța, pentru relație cu câinile, pentru relație cu papagalul, cu, da, pentru relație cu maică-sa și poate cu tine niciodată, dar ai putea să o întrebi dacă știe să vorbească. Așa. Cum îi dai de înțeles unei fete că îi crește mustața? Asta e treaba ta? Îi faci ca două oglinde, nu? Dar ea când o întoarce, vezi că ea s-ar putea, dacă îi faci ca două oglinde, să o întoarcă înspre tine și să se spargă oglinda când te vede, da? Sărutul este păcat în cadrul prieteniei. Eu aici, vezi, nu prea pricep și tot încerc să mă lămuresc. Deci, cine pune întrebarea, nu știu dacă e băiat sau fată, să presupunem că e un băiat, da? Deci, băiatul spune așa, eu am o fată de care îmi place, încă n-am curajul să-i spun că îmi place de ea, am văzut că discută altul cu ea, ce-i zice celălalt? Să o sărute ăla pe fata de care îmi place mie. Asta e întrebarea, sau cum? Sau aici aveți răspunsul? Păi ce treabă ai tu cu fata? Că nu e a ta. Nu e a ta, nu știu de a... Când e a ta, poți să o țuși din cap până în picioare, știi? La... Până nu e a ta, zipit.ru. Da, ce treabă ai tu cu fata? El trebuie să o sărute. Poartă-i rucsacul, măi. Deci eu toate astea încerc să le spun unor băieți, dar și unor fete. Voi știți că în fiecare generație oamenii au iubit? Dar au iubit altfel. Au iubit mărgând, nu știu, să o ajute să culeagă merle dintre meri, da? Nu ți-o trecut niciodată prin cap ca asta, că fata are de cules meri, da? Tu vrei să vină la întâlnire cu tine, să ne plimbăm noi pe Pușkin, să-i spun că te iubesc. Nu spune că te iubești, merge și culege patru meri frumos. Asta înseamnă iubire, să o ajuți acolo, da? Ajută-o la chimie, la matematică, ajută-o să fie mai pocăită, ajută-o... El numai s-o pupe, știi? Băi, fetelor, pupați-le una de... Aia, da, și fetele scu... Da. Tot dăm pe băieți, dar nici Batșeba nu a fost chiar cu minte, știi? Noi tot dăm pe David, da? Deci mă iertați cu asta, cu cac, țibia, nu știu ce, că, nu știu, da? Cât de importantă e relația cu viitorii socri? Da, cine socri? A, părinții celuilalt? Și importantă? Păi n-ai putea începe o relație de familie așa frumos să spui tu, eu te eu pe tine, dar cu părinții tăi care sunt nebuni nu vreau să am de-a face. Ar fi frumos, nu? Păi stați un pic... Până la urmă, eu asta spun unora, părinții nu sunt perfecți. Dar dacă niște părinți imperfecți au crescut un băiat sau o fată atât de bine că mie îmi convine băiatul sau fata să fie partenerul meu, păi eu numai să rămân așa trebuie să le spun. Adică, bun, o variantă cum ar fi? Să te duci la viitorii socri și să spui, băi, v-a spus cineva că n-aveți minte. Vă spun și eu, voi n-aveți minchiuță numai de 2 lei. Dar uite ce apreciez eu. Cu minchiuță de 2 lei, voi ați crescut o fată de 50 de milioane. Eu tot mă gândesc, dacă aveați voi minte de 7 lei,
cum creșteați fata asta? Ăia cu minte de 2 lei, eu spus, auzi, dacă noi aveam minte de 7 lei, o creșteam în așa fel că tu nici la poza ei n-aveai voie să te uiți. Și atunci tu zici, să rămână, să rămână, bine că ești așa. Da, deci nu ne unim cu nimeni la păcat, dar, oameni buni, noi trebuie să-i respectăm și pe străini și pe dușmanii noștri ca oameni. Cum să nu îi respecti? A respecta pe cineva nu înseamnă a fi de acord 100% cu aceleași lucruri sau a face ceea ce zică el alții. Eu pot să vă respect pe voi și nu mănânc mămăligă voastră. Vă respect, dar nu mănânc mămăligă, da? Vă respect pe voi, nu iau anumite lucruri ca normă pentru familia mea. Da, respect, omenia, bun simț, adică o soție care își ajută soțul. Și dacă soțul tău n-ar vrea să aibă nimic de a face cu părinții lui, și ce ar trebui să spui tu ca nevastă? Băi, Ionuț, e maică ta, mă. Păi da, dar ea face așa, bun, nu ești de acord cu asta, nu suntem de acord. Dar de iubit o iubești, de respect o respecti, te rogi pentru ea. Poate o ajut să iasă din starea asta, că e mama ta, e tatăl tău. Asta nu însemna ca soție înțeleaptă să spui, nu suntem de acord cu anumite lucruri, nu le aducem în casa la noi. Dar tu nu poți să-ți omori tata și mama, că tata și mama sunt ai tăi și a mei, îi respectăm. Astea sunt chestii ce țin de omenie, da? Cum ar trebui să-i spui partenerului tău care urmează să te căsătorești că nu ești fecioară, adică că nu ești virgină? Pe limba care pricepe. Eu aș spune o altă, aș pune un pic altfel întrebarea, când ar trebui să-i spui? Prima dată, nu cum ar trebui să spui. Nu mi se pare normal să-i spui când el îți dă prima înghețată. Că poate ți-o dă, că așa o zice maică, sau să dea la fiecare fată câte o înghețată și el e cu bun simț, da? Sau cum ți-o deschis ușa. Și aici trebuie să fiți atente și fetelor și băieților, că noi putem avea o problemă. Noi, teoretic, suntem educați să fim cu bun simț, da? Așa spunem, băi, fii, comport-te frumos cu... Nu, așa e normal. Cu fiecare fată te comporți frumos, cu fiecare nu fii bădăran. Nu, tu îi deschizi ușa la una la biserică, ea zice, vezi că nu-s virgină. El nici nu știe dacă a apărut un nou tip de prăjitură sau biscuiți, la ce se referă ea. Da. Dar dacă începeți o relație și relația merge înspre ceva serios, mi se pare normal să găsești momentul oportun și să spui, băi, îmi place că îți place de mine, apreciez că ai văzut lucrurile frumoase în mine, vreau să spun ceva despre mine care nu știi. Că îi spui cu lacrimi, cu bucurie, cum vrei tu, că a fost accident, că îi spui, uite, asta este realitatea, vreau să o știi de la mine. Eu m-aș bucura relația noastră să continue cu o rugăminte. Dacă poți trece peste, dacă nu poți trece peste, plângem, ne oprim aici și am o rugăminte. Secretul meu lasă-l să fie al meu. Că eu așa cum ți-am spus ție, o să fiu cinstit, o să spun și la următor, dar nu vreau acum să apară pe internet, m-am despărțit de aia că nu-i virgină. Știi că pot pune eu pe internet că nu-s virgină, nu trebuie să pui tu, știi? Deci, până la urmă, noi trebuie să avem grijă de trecutul omului, de rănile lui, de greșelile lui, de iertarea lui. Dar asta este sfatul meu. Poți trece acum, nu mai deschizi subiectul în vece vecilor. Nu treci acum, ai voie să nu treci. Dar dacă ai trecut acum, niciodată în viață nu mai ai voie să deschizi subiectul. Nu vii tu după 10 ani, că știu cine ai fost, știi? Că te aruncă de la etaj. Spune, nu ți-e rușine, măgarule, ți-am spus atunci, da. Păi da, normal, ți-am spus, ai zis că nu contează, că Domnul ne iartă, că... Bun, da, spui, dar tu ai fost măgar, tu nu mi-ai spus că ai avut o 7. O trebuie să aflu eu după, sper să nu se întâmple asta, da? Și cum îi spui, nu știu, nu-i chiar ușor, dar ți-asum, da? Păi da, să tot vin care cum vor ei. Ați auzit vreodată de zicala că căsătoria nu este totdeauna un pat de trandafiri? Argumentați. N-am auzit-o. Ce să argumentez? Că n-am auzit-o? N-am auzit-o, nu mi-a zis nimeni. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu-i pat de trandafiri, că la noi trandafiri au spini.
Păi, dacă tot pe spini ar fi, frate, schinarea, cui o fi, da? Deci, eu nu cred în Evanghelia după lume. Eu cred în Evanghelia biblică. Na, ai găsit undeva asta cu trandafiri în Biblie? Eu am găsit o poezie creștină, dar nici asta nu cred, știi? Păi că în largul necuprinsei firi, femeile sunt trandafiri. Dar spuneți voi în ce grădini cresc trandafirii fără spini? Răspunsul, niciuna. Numai în grădina din Moldova. Trimiteți, vă rog, fetele la sală. Bă, dar ele toată ziua sunt solar, mă. Eu când am auzit că fetele se duc la solar, am zis, ce viitor pentru agricultura românească. O să avem roșii, castraveți. Nu, ăla e solar, nu? Sau ăla ce? Nu. Aici, la sală, eu am crezut că se le trimite. După, la ce sală se referă? Deci ăștia chiar vor să fie bătuți. Și ei cred că voi nu sunteți în stare să-i bateți. Vedeți? Ia demonstrați-le voi în pauză, că se poate și fără sală. Așa, să vă trimit eu la sală, pe banii cui? Care sponsorizați? E posibil să dea Dumnezeu primele sentimentei fetei, apoi băiatului? Stai să văd dacă... E posibil ca întâi să-i placă fetei de băiat și apoi băiatului de fată? E posibil? Păi nu este cântarea, toate posibile. Nu, dacă nu-i cântare inspirată, eu nu știu la ce s-o referi la. Păi deci, tu, acum voi mă întrebați cum, ce vreți să-l butonez eu pe Dumnezeu, să-l coordonez? Dumnezeu dă la fiecare sentimente cum vrea, nu? Că îi le dă la fată, că îi le dă la băiat, numai să fie de la Domnul, să nu fie de la ăla cu coarne, știi? Bun, întrebarea este și contează cu ele de primată. De ce ar conta? Eu zic că, dar asta e o explicație omenească. Eu cred că Dumnezeu dă și în funcție de persoana în cauză. Nu știu ce nu v-ați prins voi fetelor, sunt băieți care au viteze foarte mari. Deci el, dacă Domnul i-ar descoperi lui la 3 ani, că trebuie să se însoare cu tine. Îi trebuie vreo 15 ani până își formulează fraza îmi place de tine. Cam vreo 15 ani. După 15 ani, îi mai trebuie vreo 7 ani până... Nu, păi atunci, normal că trebuie să-i dea Domnul sentimente de la 3 ani ca să-și pregătească speech-ul, știi? La alții e mai simplu. Nu știu că tămii se întorc aici. Eu ascult muzică gen, manele, pop, diferite genuri. E ok? Nu mă pot dezvăța. Trist. Nu, trist, nu numai că de muzică nu te poți dezvăța. Trist că nu te poți dezvăța. Păi uite, vorbim de viața de familie. Hai să nu discutăm deloc teologie. Tu asculți manele, da? Și viitorii tale nevestei nu o să-i placă manelele. Ce faci? Cum? A, nu-i nevasta potrivită, tu rămâi cu manelele. Mi se pare... De, auziți, fetelor, cât valorați voi? Între cafea și manele, alegem fata, da? Eu zic... Care ai scris-o tu? Îți mai place de el, fată? Băi, fii atent, dacă vrei, ne rugăm toți pentru tine. Doamne, scapă-l de manele, amin? Da, ne scapă-l de asta, da. Deci, ascultați, de orice trebuie să ne putem dezvăța. Primul lucru ar trebui să nu ne învățăm. I-am rugat pe copii mereu, vis-a-vis de mai multe lucruri, dar vă dau un exemplu. I-am rugat mereu. Când veți învăța să conduceți mașină, învățați să conduceți corect, legal, că e greu să te dezveți după asta. Dar nu înseamnă imposibil, plătești un preț. Deci voi, la vârsta voastră, unde n-ați învățat lucrurile, învățați să nu le învățați. Din nou, noi vă spunem nu.
Dacă uneori ați greșit, dezvățați-vă de ele, că s-ar putea căsătoria să nu fie chiar așa de ușor cum credeți voi să vă dezvețe, da? Bă, deci atât am... Cred că mai vin întrebări, că tot îmi zăpăcește telefonul ăsta, ori rusofon. Cum e să ai soție? Asta pentru băieții care sunt căsătoriți. E greu să le înțelegi sau nu? Dar unde scrie în Biblie că trebuie să-ți înțelegi nevasta? Fetelor, există undeva poruncă în Biblie să le înțelegi? Nu, să le iubești, să le rabzi, să nu ții necaz pe ele. Dar voi credeți că ele se înțeleg pe ele? Mă iertați, fetelor. Deci, tot, acum dacă o zbura porumbelul, aveți zile în care voi nu vă înțelegeți pe voi. Da? Cam câte zile într-o zi? Nu, așa, nu, bănuiesc că nu v-ați făcut inventar așa, dar cam câte zile pe lună nu vă înțelegeți voi bine cu voi? Ha? Măi, Costele, măi, nu vă găbâta în vieți. Deci cam câte zile, fetelor, pe lună aveți voi bai cu voi? Vă vine așa? Vă vine să vă dați palme, să vă trageți de cap? Ce vă vine? Nu știu. Eu n-am fost niciodată fată, nu știu. Ce faceți când aveți scandal cu voi? Plângeți? Pocniți pe alții? Nu. Vă certați cu Dumnezeu? Ce faceți? Mereți la pescuit sau ce? Da, nu știu, vreți să le fac cadou la băieți? Vreți să le fac un cadou la băieți? Dar nu v-am întrebat pe voi, băi. Ei vor să facă cadou. Să le fac un cadou la băieți. E adevărat că fetele au o perioadă așa o dată pe lună cu... Hă? Întreb și eu, e adevărat sau nu? Da? Și atunci sunteți o leacă mai diferite? Sau... Hă? Tot experții vorbesc. E tot experții. Ei și-au pus tampoane mai nou și tot știu ei. Da, și atunci asta e întrebarea mea. Dacă ele nu se înțeleg pe ele, de ce te chinui să te înțelegi tu? Dar partea bună, nu uitați ce spune Dumnezeu. Indiferent că ele se înțeleg, nu se înțeleg, că le place de ele... Tu, ca soț, trebuie să o iubești. Asta e o alegere, Dumnezeu îți dă putere, că, hai să recunoaștem, nici noi băieții nu avem numai zile bune, așa-i? Și nouă ne vine să dăm cu capul în pereți, nu? Bun, și în momentele alea, ele ce să facă? Să ne ajute să dăm cu capul? Nu, în zilele acelea și ele trebuie să ne iubească, să ne suporte, să... Da, toate celelalte. Bun, stai să văd... Așa, da. No, asta, dacă n-are ea face cu viața de familie, atunci... Vă zic că de ce Dumnezeu a zis să fie lumină în orice colț al lumii și a făcut pământul rotund? Dar eu nu știu unde scrie că să fie lumină în orice colț al lumii. N-ai citit asta? Și tu ești dusă și clătinată, văd că da. Deci unele din astea nu mi le poți trimite și mie să le am așa. Deci Dumnezeu a zis să fie lumină... Frate Munteanu, deci eu zis să fie lumină în orice colț și-a făcut pământul rotund. Să-mi explici mie în pauză ce legătură are asta cu viața de familie. Da, e cu colțurile și cu rotunjirile, da? Na, uite, una mai faină. Pot ieși cu alți băieți cât sunt cu altul într-o relație? Da, sigur că da. Cu cât mai mulți. Numai să găsești un dobitoc din ăsta, știi? Și ce să faci cu băieții aia până...
A, vrei să le spui la toți că ești în relație cu ăsta. Păi altele au găsit o variantă mai simplă decât să iasă cu toți băieții din oraș să le spună că e în relație cu Georgel. Mai bine o scris la status. In a relationship, știi? Băi, deci ce-mi sar pe aici, trebuie să m-ați încurcat. Că era ceva chiar interesant, dar până să pricep eu ce scrie acolo. Sunt cazuri când ai întâlnit o persoană potrivită, nu știu pentru ce potrivită. Mă, nu mai tot îmi face să-mi sară, mă, să țin cu jești, o să nu fug, așa? Nu, că iar o s-o dus. A, pe-o fi semn că nu trebuie să o citesc. Că nu pot, eu tot dau cu deștul, cred că apar întrebări. Așa, gata, stai cam, nu mai, aia, ziceți voi ce vreți, că am prins-o aici și o nu mai las. Ca pe o fată bună, o prind și nu mai las. Sunt cazuri când ai întâlnit o persoană potrivită, pe care o iubești, bănuiesc foarte mult, dar nu este reciproc și nu poți să o uiți, ții mult la ea. În acest caz, cum trebuie să procedezi? Ies-o măritat, uit-o. De nu s-o măritat... Ce, să se roage, să bage pe rugăciuni, nu? Acum, uită-te și tu dacă e din categoria ta. Că iară, dacă tu ești trabant și tot stai cu ochii la Mercedes, devină și tu Mercedes, că altfel numai cu văzutul, da? Nu, frate, ce facem cu toate astea în limba rusă? Le citești tu? Bă, da, sunt multe, mă, serios. Deci că au venit toți rușii în... Ea nu mi-a scris așa să nu pot să le văd, știi, și apoi eu zic că fratele nu mi-a răspuns la întrebare. Adică eu le văd, dar nu... Omul credincios are dreptul să căsătorească cu un necredincios. V-am spus, da, dacă căsătoria să fie în cimitir. Bine, dacă te măriți sau te însori cu un mort, acolo, între cruci. De unde știi dacă o fată se va îngreșa sau va rămâne normală după nuntă? Băi, primul lucru, de ce crezi tu că una grasă nu-i normală? Deci că va rămâne normală, auzi, da? Poate e acum e anormală, când e schiloadă, știi? Și normală... Păi acum, na, fetelor, treburi serioase, da? Păi, primul lucru ar putea să te uiți la neamul din care face parte. Deci dacă unii vedeți că ea acum are 14 kg, dar maică s-a are 140, taică s-o are 160, bunei au 300 la un loc. Tu la ce te aștepți? Na, dar ce are că e grasă? E chiar bine, știi? Na? Din punctul meu de vedere, eu cred că fiecare ar trebui să fim normali în categoria în care suntem. Adică sunt unii din ăștia sclăbănoghi care oricât ai vrea să-i îngrași, n-ai cum, frate, numai dacă bagi cu pompa în ei, că nu poți altceva, că ei fac parte din categorie. Sunt alții care au altă, sunt categoria grea, acum de unde, îl tai în jumătate sau ce faci cu el sau cu ea, da? Sunt unii care probabil au probleme de sănătate. De nou, toate astea trebuie discutate, te uiți, te informezi, când te căsătorești, îți asumi totul. Deci când te căsătorești, asta înseamnă maturitate, căsătorie. Când te căsătorești, îți asumi să moară, îți asumi să trăiască, îți asumi să se îngrașe, îți asumi să slăbească, îți asumi să-ți facă 3 prunci sau să-ți facă 7 prunci dintr-o lovitură. Care-i treaba? Se mai întâmplă în lumea asta, nu? Deci îți asumi tot. De asta trebuie să mergi pe mâna lui Dumnezeu. Păi, nu mai știu ce să... Știu că mi se gata minunile, minutele, auzi? Nu, hai Costele și mai dă și tu pe astea cu rusă. E bine, auzi ce fain, auzi că e bine să fiu famen. No, cum e? Ce e ăla famen? Că nu știu ăștia ce e famen. Cum să le explic? Cum? Castrat? Dacă asta e convingerea ta...
Bun, întrebarea mea ar fi, sper că nu vrei să te faci famen și să te căsătorești. Știți că Scriptura spune așa, unii s-au născut așa, alții ce-au făcut? I-au făcut oamenii, știi la ce se referă asta? Dăm un exemplu. Păi hai să trecem pe la împărați. Împărați își luau o grămadă de neveste pe acolo, știi? Cineva trebuia să le poarte de grijă, așa? Și ca să fie împăratul sigur că tu stai liniștit, înțelege? Na, deci tu pentru ce funcție? Da, tu pentru ce funcție ai accepta treaba asta? Să te... Hă? Nici cum, așa... Rămâne ce zi, dacă te-ar face prim-ministru, nu? Operație și prim-ministru. Nu, el e sănătos, o să că nu-i trebuie prim-ministru, da. Na. Și spune că sunt unii care s-au făcut așa pentru împărăția lui Dumnezeu. Cine primește? Acum, eu personal nu cred că dacă te-a făcut Dumnezeu sănătos, trebuie să te castrezi. Și trebuie să te controlezi. Că oricum, nu știu... Prin Moldova nu cred că e adevărat, dar la noi era o chestie din asta, știi, că eu tăia piciorul și o scăldoare piciorul ăla tăiat. Știi, după ce eu am amputat piciorul, o scătăt piciorul ăla amputat. Și erau cazuri reale. Știți ce mă gândesc eu? Că trebuie operat de aici. Deci, și vis-a-vis de relația sexuală și tot, cel mai important organ sexual e mintea. De asta mintea trebuie păstrată, curată. Altfel, degeaba stai tu jucăriile, că aici atât prostii gândești, de asta, eu zic, să nu vă castrați, ci să rămâneți sfinți pentru Dumnezeu, da? Ce exemplu din Biblie despre o viață de familie ne puteți oferi ca să facem la fel? Păi nu există familie perfectă. Aproape orice familie din Biblie ai lua, va spune așa să faceți, așa să nu faceți. Nici nu ne prezintă Biblia toată familia cuiva. Că nu ne prezintă Biblia 700 de ani din căsnicia nu știu cui, da? Dumnezeu ne dă ceva din plusuri, minusuri. Noi, ca model suprem, îl avem pe Hristos și Mireasa. Dacă ați avut întrebări acolo, am tras și eu cu ureche la concurs, da? Și noi învățăm din Scriptură să fim noi oameni după inima lui Dumnezeu. Geneza 6:2, cine sunt fiii lui Dumnezeu? Părerea mea personală este că pocăiții, acolo era discuția între pocăiți și nepocăiți. Mamă, deci am mai prins una faină, nu fată, ok, și am scăpat-o. Iar n-am... Unde era? Cu cine se discut prima dată atunci când am gânduri serioase de căsătorie cu o fată? Voi, fetelor, cu cine ați vrea? Cu mama, cu ta? Păi nu știu, cu cine te înțelegi mai bine? Te înțelegi cu tata, te înțelegi cu mama? Haideți, fetelor, să vă întreb pe voi. Un băiat, discutăm despre un băiat, da? O pus ochii pe o fată, o găsi fata bună. Cu cine ați vrea să discute prima dată? Cu voi sau cu părinții lui? Cu Domnul a discutat și a aranjată treaba. După Domnul, cu cine? Cu fata sau cu părinții? Cu fata. Ia gândește-te tu acum că ești mamă. Și 20 de ani ai crescut un derbedeu creștin. Și după 20 de ani afli și tu a șaptea că fiul tău îi place de una, o vorbi cu ea, nu știu ce, și afli și tu a șaptea că îți pică bine ca mamă, nu? Hă? Nu, chiar asta nu înțeleg. De ce vă feriți așa de părinții voștri? Pe bune, cine credeți că vă iubește, chiar vă iubește în lume? Cine credeți că... Nu sunt părinți perfecti. Cine s-a rugat pentru voi? Păi de ce să nu discuți cu tata și cu mama? Dar nu atunci să discuți. Învățați-vă să discutați înainte. Acum eu m-am obișnuit, nu știu dacă voi v-ați obișnuit. Mă duc undeva, zice, frate Iuga, să-ți prezint fetița noastră.
Cam la ce credeți că mă gândesc când zice să-ți prezint fetița noastră? Cam câți ani are fetița? Anul 2-3 de facultate, așa gândesc eu. Dar pentru tata tot e. Și atunci eu, știi, când fetița, știi, când o văd, zic, ce ani ești? Anul 3. Zic, și taică, tu încă nu-și dă seama că ai schimbat Pampers. Nu, și eu tot fetița, da. Păi poate ar trebui, dacă e cazul așa, la un moment dat să aveți o discuție cu părinții, să spui, tată, te-ai prins că eu am 15 ani. No, și? Și, matale, știi la ce se gândesc fetele la 15 ani în ziua de astăzi? Numai la ghiocei, nu, tată, noi nu ne gândim la ghiocei. Eu sunt una din fetele care îmi stă gândul la băieți. Bine, nu-i spune Sara să moară, știi? Vezi cum, da, sau stai cu telefonul să sun la salvare în caz că îl lasă inima. Spui, tată, eu sunt una care mă gândesc la băieți. Tu, bă, tată, n-am spus că curvesc, n-am spus că mă sărut, n-am spus... Ți-am spus că umblă ochii după băieți. Și? Și vreau să te rogi pentru mine, vreau să mă sfătuiești, vreau să mai spui din când în când te iubesc, fată, că atât am doresc să-mi spună cineva că te iubesc. Tu nu-mi spui, mama nu-i spune, o să-mi spun un derbedeu și o să... Vai, mă iubește, golanu, știi? Spune tu mai des, că-i slobod, tata să spună te iubesc, da? Poți spui, mai dai și câte o îmbrățișare, că tu ai voie, dacă nu mă duc în altă parte. Vino aici, iubire, nu te duce, da? De ce să nu aveți discuțiile astea deschise cu părinții? După asta spui, păi, tată... Tu văd că ai planuri mari, așa în mintea ta, ce zici, pe la 35 de ani mă mărit? A, nu zice, eu m-am gândit că pe la 33. Spui, tata e? Eu m-am gândit pe la 18. Cum? Deci sunt mai 3 ani, de asta ți-am spus. Cam 15 și dacă prind unul bun la 18, eu gata, cum îmi dă voie legea? Păi astea ar trebui discutate frumos, n-are voie să atingă de tine. Spui, vezi că sunt la protecția copilului, vine ăștia și te leagă, nu umbla cu figuri din astea, că avem și noi telefoane. Ei, în momentul în care discuți tu, s-ar putea unii părinți să deschidă ei subiectul cu voi. Din nefericire mai sunt părinți care tot așa vă văd, micuții, voi nu pricepeți nimic, voi nu știți nimic, așa. Eu zic să le deschideți voi ochii, eu mai încerc și eu, dar nu pot ajunge pe la toți și să le deschid ochii. Le deschideți ochii, tată, ai domnișoară, nu știu dacă te-ai prins. Mamă, eu sunt fecior care îmi fug ochii după fete. Ferească Dumnezeu, nu, zi, aleluia, bine că nu fug după băieți. Ți-am adus o veste bună, da? Deci îmi fug după fete. Uite, roagă-te, mai postești, da? Și pentru cine postești? Tot pentru Uganda și Tanzania și musulman? Da, da, ia bagă-mă și pe mine pe lista de rugăciune, mamă. Că îți prun cu tău, ăla favorit, bagă-mă și pe mine pe rugăciune, ce să mă, să mă ferească Domnul de fete rele, să mă duc aproape de fete bune, să îmi dea minte, să îmi dea cutare. După ce ați deschis subiectul și vă rugați, păi, în momentul în care o să aveți o astfel de relație, ascultam, n-ai cum să nu-i spui celuilalt. Adică e și o chestie, mamă, hai să-ți dau o veste bună, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. La ăla îi sticlez cu ochii când se uită la mine, gata, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Și normal îi spui și la fată, dar cum să nu spui la părinți, nu? Am la păstor, nu știu, când îi spui? Când îți aduce aminte, da, înțeles, da, da, bun, când îți aduce aminte, îi spui și la păstor. Cum să scap de o... Na, stai că am ajuns și aici. Cum să scap de o persoană care am avut în trecut o relație, dar acum am înțeles că nu este pentru mine. Dar n-ai putut înțelege înainte. Acum cum să scapi, știi? Creștinește. Deci în niciun caz nu procedezi ca un om fără Dumnezeu, ca o fată fără Dumnezeu. Și dacă n-ai avut suficientă minte până acum, acum îl inviți pe celălalt la o prăjitură sau la ce trebuie, dacă undeva trebuie să-și ceri iertare, să-și ceri iertare, încerci să-i explici celuilalt și aștepți îndurarea Domnului. Că undele nu le mai poți repara. Na, acum am o luat cu Deuteronomul, că oricine așa n-are voie să intre în adunarea Domnului, știi, cu...
Aia era în Vechiul Testament, mă. Bucură-te că în Noul Testament ai voie și... Dacă ești căsătorit și nu faci copii, este corect sau nu? Asta discută cu nevastă ta prima dată. Păi, mie timpul mi-a expirat de mult. Tu ai acolo întrebări? Ai acolo, păi, ține aici. Vezi, dacă găsești ceva în rusește care îți atrage privirile. Da, îmi pare rău că nu știu limba rusă. Chiar îmi pare rău, trebuia să o învăț. Da? Eu am crescut în generația în care cineva, dacă vrea în România să-ți facă un compliment, spunea, ești frumos ca limba rusă. Și n-ai fi vrut să-l auzi niciodată. Da, noi românii n-am fost atât de iubitori de așa, dar după asta mi-am dat seama că dacă învățam, puteam vesti Evanghelia. Frate Viorel, iată o întrebare în limba rusă. Ce trebuie să facă un băiat ca să-i atragă atenția unei fete de care lui îi place? Păi depinde cine-i fata. Dacă la fată îi plac avioane, dai cu avioane. Dacă la fată îi place gătitul, gătești mâncare, nu? Dacă... Eu aș zice să atragem atenția prin ceea ce suntem noi. Nu să devenim noi. Îi trag atenția la fată că mă joc cu avioanele, da? Dar eu chiar știu să mă joc cu avioanele. Toată viața o să joc avioane. Lasă să te vadă fata ce ești tu și pe ea să o impresioneze caracterul tău, conduita ta, nu că, vai, de mine ai purtat-o 3 microfoane. Dar, nu, dacă nu merge varianta asta, te duci și spui, hello, sunt aici, exist, am 15 ani și m-aș însura. Și fata zice, dispare. Ea i-a tras atenția. Dacă soția și-a înșelat soțul, cine este vinovat? El sau ea? Da. E bun răspunsul, nu? Da. Păi nu, ea l-a înșelat, eu nu știu de ce l-a înșelat. Iar puneți întrebarea așa. Nu, nu prea găsim. Hai să spun una, știi că... Na, era și chestia asta, dar voi nu știți că unele fete, după ce se mărită, tare multe dureri de cap au, știi? Na. Dar mai există și varianta asta, știi că orice femeie deșteaptă știe să ia o babă de cap, să-i treacă durerea de cap, dacă merită. Dacă vii la întâlnire, e tineret și nu merită odată, nu merită de două ori, de trei ori, la ce să vii a 4 ore? Dacă merită, plătești drumul, vii cu... Na, deci s-ar putea vinovat o să fie, da. Asta nu înseamnă că cel ce păcătuiește are scuze, dar vreau să vă spun că nici cel care e în relație nu poate să creadă că toată vina e a celuilalt. S-ar putea să am și eu o vină în vina celuilalt. De asta noi încercăm să vă atragem atenția că relația de familie înseamnă foarte mult. Relația de familie nu-i doar să primești, relația de familie este și să dăruiești. Și tu spui, eu sunt pregătit să primesc. Nu, și ce dacă ești pregătit? Ești pregătit să dăruiești celuilalt. Adică viața de familie nu înseamnă binecuvântare pentru tine și blestem pentru celălalt. Viața de familie ar trebui să fie binecuvântare pentru amândoi. Și atunci, da, normal, soția l-a înșelat. Dar eu te întreb, tu te-ai rugat destul pentru soția ta? Ai ajutat-o să fie aproape de Domnul? I-ai împlinit dorințele? Da, e complexă situația. Ce diferență trebuie să fie de vârstă între un băiat și o fată ca să poată începe o relație serioasă de... Pe am stabilit astăzi că nouă trend de 17 ani. În general, nimeni nu recomandă diferențe foarte mari. Omenește vorbind, da. Acum, de ce nu? Pe mai multe motive. Teoretic, dacă viața de familie e foarte scurtă, diferențele nu prea contează. Dar dacă viața de familie e mai lungă, știți când sunt diferențele mari între oameni? La începutul vieții și la finalul vieții.
Spuneți-mi, 7 ani diferență la începutul vieții, e diferență mare? Adică el are 1 an și ea are 7 sau 8, da? E mare diferență. Bun. El are 90 și are 80. Credeți că e mare diferență? S-ar putea să fie de la cer la pământ. El la 90 de ani să fie așa, știi? Așa să uite la nevastă, înțelegi? Și ea să fie ca... Da, așa, că tu ai 40 de ani, că ăla al 30 de ani, s-ar putea să nu fie nicio diferență. Da. Dar, din nou, aici iarăși, noi nu vă putem da noi reguli. Noi vă spunem cât gândim omenește, Biblia nu pune termeni de genul acesta. De ce? Pentru că sunt oameni care se păstrează diferit. Deci sunt unii care prin structura lor se mențin foarte bine, sunt unii care îngrijesc de ei și arată foarte bine, sunt alții care și prin natura lor se deteriorează foarte repede, dacă și neglijenți, îl vezi pe câte unul la 45 de ani și tu te gândești că are 89. Nu, dacă ăsta o prins o nevastă care prin natura ei arată mereu tânără și mai și are grijă, nu pățești. Eu nu mai vin cu nevasta la voi. Știi de ce, nu? Printre altele, da. Am venit toată cu nevasta și cu fata. Știi ce mă întreabă un frate în biserică? Mă zic că, frate Iuca, ai venit cu fetele? M-a mai întrebat până câteva locuri, știi, de nevastă. Zic că asta e fata ma tale? Păi dacă mă faci așa de moș, ce? Așa mai bine vine, uite ce tânăr arăt, ce bine. Vine nevasta, imediat ești moșneag. Ce să fac eu dacă am ținut-o așa de bine? Da, nu recomandăm, dar dacă Domnul te călăuzește să o iei pe ea de 99 și tu de 29, nu mă chemați pe mine la nuntă, că cine știe ce idee o să-mi vină. Ce să facă un bărbat care este într-o relație serioasă cu o femeie și începe să aibă sentimente pentru o altă persoană? Minunat! Să se arunce de pe pot, ce să facă? Nu știu ce bazaconit tot punem aici. Dom'le, ești într-o relație cu cineva și acum îți place de altcineva. Nu, ce să facă? Să-și dea palme sau ce să facă? Dacă vrem să devenim mai serioși, eu m-aș întreba foarte clar, bun, în ideea că am intrat într-o relație prin călăuzirea lui Dumnezeu, da? Că asta spun, am intrat într-o relație prin călăuzirea lui Dumnezeu. Acum, același Dumnezeu mă poate conduce pe mine înspre altcineva? Ce face Dumnezeu? Să joacă cu mine? Păi, în cel mai fericit caz, dacă el are o relație după voia lui Dumnezeu, trebuie să spun așa, uite-mă, dracu, că nici acum nu mă lasă în pace, eu sunt într-o relație cu asta în voia lui Dumnezeu și o trimite pe Dalila să-mi sucească gâtul și să spună, piu, înapoi a mea satană, nu? Cam asta ar fi ideea. Important să-și controleze gândurile. Sentimentele vin, dar depinde ce lăsăm să treacă prin mintea noastră. Două întrebări serioase, la urmă cred că și o să... Da, și încheiem, da. Ce să fac, deci asta e prima, ce să fac dacă eu ca și bărbat sunt bătut de soție? Să mulțumești Domnului că nu trebuie să merg la sală, nu trebuie să merg la masaj, ai totul gratis acasă, dar îi dea la chișoare, la coase sau ce? Lasă urme sau nu lasă? Dar întreabă de ce te bate, poate meriți bătut. Eu știu, decât să te bată poliția sau cu tare, mai bine să te bată nevasta, nu? Sau poate că îl bate pe alt motiv, știi? Eu ți-am spus, nu-ți cumpăra BMW dacă nu-i poți schimba cauciucurile. Înțelegi? Ai priceput, da. Și ultima întrebare... Să o iubească, să o iubească, da. Serioasă aici este... Avem voie noi, ca și creștini, să mâncăm carne de porc. Legată de porc. El numai, da, el numai serioasă. Dar... Deci noi creștini, depinde ce libertate ai. Eu zic, frate Munteanu, dacă nu are libertatea să mănânce carne de porc, să mănânce de scroafă. Nu, dar asta poate avea...
cum de-a face cu viața de familie, că băiatul discută cu o fată și aia e vegană, știi? Să mai aștepte un pic, că n-ai văzut că tot acolo mergem spre gândaci, râme, cu tare și am terminat cu porcăriile și găinăriile, nu? Dar asta poate fi o problemă foarte mare în familie, când ei sau lui trec prin cap, știi? Acum poate să zic, dacă gătește ea, când ei trece prin cap și nu se mai gătește nimic decât ciuperci, știi? Cineva zicea că ar mănânc carne de porc, zici, când văd carnea sfârâind pe grătar, tocmai îmi curg... Și zice, mă tot gândesc, ce fac vegetarieni când aud că tunde iarba cineva? Măi, e mare frământare. Salivează tot, vecinul taie iarba. Dar eu dacă aș avea, eu n-am vecini, am numai din ăștia cu porcării. Dacă aș avea un vecin din ăsta, i-aș și dau-o. Și să vină la păscut, să o mănânce, ce treabă, mă ajută și pe mine și pe el. Nu, deci știți că Apostolul Pavel spune foarte clar că în privința aceasta putem avea încredințări personale. Dom'le, dacă el de dragul Domnului nu mănâncă, slăvit să fie Domnul. Dacă eu tot cu teamă de Dumnezeu mănânc, care-i problema? Să mănânc cu cumpătare, da? Și putem să ne respectăm. Dar în viața de familie nu e chiar ușor. Și dacă fiecare, că acum te împarți tu și nevasta pe farfurii, după asta vin copiii, știi, și atunci nu vrea nici de la ăla, nici de la ăla, nu e chiar atât de simplu, dar nu. De drag, ce nu face dragostea pentru un grătar? Sau cum? A, pentru celălalt. Bun, mai aveți voi acolo adresele de e-mail, mai puneți întrebări, mai faceți ce vreți. Nu uitați unii, dacă aveți nevoie de o carte, nu plecați fără ea. Dacă nu vine nimeni să vă ofere, vă duceți voi direct și spui știu că vrei să dai o carte cuiva și n-ai cui, dă-mi-o nea și ela. Deci așa, mai pe direct, ca să... Și binecuvântarea Domnului cu voi. Nu uitați să folosiți cu înțelepciune cartea de rugăciuni. Chiar m-aș bucura să-mi dați niște comentarii. Că aveți acolo adresele de e-mail, să-mi dați niște comentarii și aș aprecia mult să-mi trimiteți o rugăciune de-a voastră. Bun, o rugăciune poate fi și asta. Doamne, vreau să mă mărit. Nu-i rugăciunea asta bună? Eu a scrie, Doamne, vreau să mă mărit bine. Ar fi mai complet, da? Bine, cam acestea fiind zise, eu plec, voi face.